Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar, iar astăzi, la educație interculturală, vom descoperi împreună ce este patrimoniu cultural. Moștenirea istorică și culturală a fiecărui grup uman, a fiecărei regiuni sau a fiecărei țări este comoara lăsată de înaintași numită patrimoniul cultural. Această comoară trebuie protejată și transmisă mai departe pentru ca identitatea unui popor să rămână vie. Atunci când vorbim de moștenirea culturală, ne oprim asupra creațiilor populare, a culturii tradiționale sau a artei meșteșugărești. Mihai este prietenul nostru de astăzi și a descoperit că meșteșugurile, tradițiile și obiceiurile, costumele populare sau monumentele istorice fac parte din patrimoniul cultural. Mihai te roagă pe tine să-l ajuți continuând cu alte elemente ale patrimoniului cultural care sunt cunoscute de tine, dar el încă nu le-a descoperit. Patrimoniul cultural se împarte în două categorii: patrimoniul material și patrimoniul imaterial. Patrimoniul material, la rândul său, se împarte în două categorii: patrimoniul mobil și patrimoniul imobil. Patrimoniul mobil poate fi mutat dintr-un loc într-altul și cuprinde icoane, cărți, costume populare, vase de ceramică, tablouri și multe altele, iar patrimoniul imobil nu poate fi mutat și include ansamblul de clădiri precum biserici, mănăstiri, cetăți, sate, părți dintr-un sat, părți dintr-un oraș sau monumente istorice individuale. Patrimoniul imaterial cuprinde obiceiuri și tradiții, fie legate de evenimentele de-a lungul anului, fie de momentele importante din viața omului. Aici ne oprim asupra obiceiurilor și tradițiilor de Paște, respectiv de Crăciun. Meșteșugurile fac și ele parte din patrimoniul imaterial. Cele mai vechi meșteșuguri sunt olăritul și țesutul. Folclorul românesc face și el parte din patrimoniul imaterial. Aici ne referim la creațiile populare, muzică, dans, specifice fiecărei regiuni din țara noastră și, nu în ultimul rând, limba română, limba națională. Completați cu cel puțin alte două exemple de patrimoniul imaterial care să se refere la obiceiurile și tradițiile românești, meșteșuguri sau folclor. Succes! Instituțiile care se ocupă ca patrimoniul cultural să fie protejat, conservat, restaurat și valorificat sunt: la nivel național avem Institutul Național al Patrimoniului, muzeele, organizațiile, asociațiile și fundațiile, iar la nivel internațional avem Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În continuare, fiecare dintre voi veți identifica o comoară a patrimoniului cultural românesc care poate contribui la patrimoniul mondial UNESCO. Menționați cel puțin trei argumente pentru ca această comoară să fie pe lista UNESCO. Vă felicit pentru comorile descoperite. Transmiteți mai departe aceste comori și salvați patrimoniul cultural. La revedere!